În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, Preacuvioase Părinte, iubiți credincioși, slavă lui Dumnezeu pentru aceste minunate clipe pe care le-am trăit împreună în această seară, slujind frumoasa slujbă a tainei Sfântului Maslu. Tare mă bucur că ne-am reîntâlnit și cu Părintele dumneavoastră duhovnicesc, și cu dumneavoastră, în acest loc de Dumnezeu binecuvântat, în care Dumnezeu este slăvit și dumneavoastră, din punct de vedere duhovnicesc, vă folosiți și sporiți duhovnicește în urma rânduielilor de slujbă la care participați, îmbogățindu-vă întru Dumnezeu. Cuvântul meu din această seară mi l-aș începe printr-un verset pe care Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Filipeni, îl redă, zicând: gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Aflăm din acest text faptul că în Iisus Hristos, în Dumnezeu, era un gând. Și oare gândul acesta al lui Dumnezeu, vis-a-vis de ce conținea el, care era de fapt? Sfânta Scriptură spune, și-am putea socoti un răspuns la această întrebare, care era gândul lui Dumnezeu? Și vine un răspuns scripturistic zicând, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dacă vrem să știm care sunt gândurile lui Dumnezeu, le aflăm în Sfânta Scriptură prin cuvintele pe care El le-a rostit. Pentru că la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos spune în Sfânta Evanghelie că din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă ne uităm bine la ce a vorbit gura lui Hristos, aflăm tare multe lucruri frumoase. Toate sunt pozitive. Toate sunt dumnezeiești, toate sunt pline de duh și de viață. La un moment dat o și spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. De aceea noi venim în casa lui Dumnezeu care este a biserica să auzim cuvintele lui. Și asupra noastră să știți că se află această responsabilitate de a fi atenți la ce ne glăsuiește, la ce ne vorbește, la ce ne spune Dumnezeu. Și dacă omul, prin bunăvoința cu care l-a înzestrat Dumnezeu, așa spune psalmistul David, cu arma bunăvoirii ne-a încurunat pe noi, Doamne, dacă omul cu bunăvoința lui va fi trezvitor, va fi atent la ce îi glăsuiește Dumnezeu, la ce îi spune și îi vorbește Dumnezeu și va crede cele spuse de Dumnezeu și se va strădui auzindu-le să le pună în practică, să le materializeze, să le făptuiască pe cele auzite, va ajunge să fie un om fericit, un om împlinit, un om plin de Dumnezeu, plin de harul Duhului Sfânt. De aceea, la un moment dat, Sfântul Apostol Pavel, de această dată, în epistola către Coloseni, în capitolul 3, spune la un moment dat ca și îndemn pentru noi, pentru creștini, lucrul următor. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Orice ați face cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Sunt niște cuvinte tare frumoase, în care iată suntem îndemnați ca în viața noastră să avem cu bogăție, să locuiască cu bogăție cuvântul lui Hristos. De aceea noi venim la Sfânta Biserică, tocmai pentru ca să ne îmbogățim, să auzim cât mai mult cuvântul lui Hristos și să ne-l împropriem. Să devină un firesc
al nostru, o natură a ființei noastre, o prezență permanentă. Și între noi, mai departe, nu spune îndemnul, învățați-vă și povățuiți-vă. Auziți ce frumos, spune Sfântul Apostol Pavel, adică ne îndeamnă să ne învățăm și să ne povățuim unii pe alții, nu oricum, zice el mai departe, ci cu toată înțelepciunea. Și apoi zice, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu. Auziți? Unde cântăm noi? Deși noi ne folosim de cuvântul verbal, de voce, pentru că verbal rostim cuvintele lui Dumnezeu, citindu-le ca și text, redându-le sau cântându-le, dar inima noastră trebuie să fie aceea care cele auzite și rostite trebuie să fie cântate de către ea. Și ne și spune conținutul pe care trebuie să-l aibă ceea ce inima cântă, mulțumindu-i în psalm, în laude și în cântări duhovnicești, lucru pe care l-am făcut, nu cu toții în această seară. Prin aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, prin aceste cântări minunate, laude și psalmi, care au bucurat ființa noastră și au avut rolul să ne îmbogățească. Acum, din punct de vedere duhovnicesc, cu toții știm că această lucrare de a ne îmbogăți, de a-L aduce pe Dumnezeu în viața noastră și cuvântul Lui, să reușim să-L facem să locuiască într-un noi cu bogăție, se poate întâmpla uneori să aibă și unele piedici. Adică să fie cineva căruia să nu-i convine ca noi să se întâmple sau să se consume această lucrare de a ne îmbogăți. Și această piedică sau vrăjmașul care încearcă să nu ne lasă să ne îmbogățim într-un Dumnezeu este vrăjmașul diavol, care va încerca, în loc să avem trezvie și atenție, va încerca să o devieze pe mintea noastră și să o facă să evadeze, să fie împrăștiată. Spunea Sfântul Cirilo Anatonitul la un moment dat vis-a-vis de gândurile oamenilor. În scrierea Între iadul desnădejde și iadul smereniei, o carte tare minunată, spune așa Sfântul Siloan, că gândurile oamenilor sunt ca norii purtați de vânt, dintr-o parte în alta, dincolo încoace sau dincoace încolo. Poate apărea atunci când ne dorim să avem atenție și trăzvie, ispita aceasta de a ne risipi cu mintea. Rolul creștinului este să o aducă înapoi și să lupte și mai ales când se roagă. Acum, că se roagă în biserică, că se roagă acasă, mai ales când stă de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să depunem această osteneală sau să facem acest efort de a fi cât mai atenți la tot ce se rostește, la tot ce se cântă, la tot ce se spune, la tot ceea ce auzim, pentru că toate acestea au rolul de a ne îmbogăți. Și vis-a-vis de această împrăștiere sau această neatenție care poate interveni. Aș vrea să vă spun două întâmplări. Era un preot care a fost trimis, după ce și-a terminat studiile teologice, a fost irotonit, un preot tânăr și trimis într-o parohie la țară. Și pornind în preoția sa cu multă râvnă și cu dragoste de Dumnezeu, după cele ce le-a învățat din punct de vedere teologic, foarte multe și bogate, s-a gândit el să lupte pentru a-i face pe oameni să sporească și să se îmbogățească cât mai mult într-un Dumnezeu. Dar fac așa o paranteză, această îmbogățire nu poate fi în viața oamenilor numai dacă ei sunt atenți. Adică trebuie să fie lucrată această trezire, această atenție. Dacă nu, chiar dacă uneori ești cu trupul într-un spațiu în care se vorbește despre Dumnezeu, se săvârșesc rugăciuni, se face referire la Dumnezeu, dacă mintea nu e atentă, omul nu se îmbogățește Dumnezeu, nu prinde de el această îmbogățire. Închid paranteza. Ei, preotul acesta s-a gândit cu multă râvnă să facă și pe el însuși, dar și pe oameni să se îmbogățească cât mai mult în cele sfinte. Dar a trecut o vreme și a sesizat el că parcă lucrurile nu mergeau cum și-ar fi dorit el sau cum a pornit de la început. Și oamenii nu prea erau atenți. Și într-o bună zi s-a gândit să verifice un pic cât este de mare atenția sau trezvia oamenilor vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Și când a fost într-o bună zi, s-a întâmplat ca în satul respectiv un om să moară. Și după rânduiala de la sat, era dus cel adormit într-un domnul de la casa unde a locuit spre cimitir și pe traseul respectiv se fac după rânduială 12 opriri.
mai se numiți și stâlpii, adică stâlpii oprirea unde se citesc niște texte evanghelice. 12 la număr. Sunt luate din Sfintele Evanghelii, se oprește cortegiul funerar și preotul citește la fiecare oprire câte un text evanghelic biblic. Preotul s-a gândit că pe acel traseu de la casă la groapă, că a dormit întru Domnul, ca să fie mai ușor pentru oameni să înțeleagă și să nu fie foarte multe texte care să-i risipească, s-a gândit că în loc să citească toate textele acelea evanghelice 12 la număr, s-a gândit să citească un singur text, dar de 12 ori. Deci nu textele să difere, ci o singură pericopă evanghelică, dar la fiecare oprire să o citească aceeași evanghelie, același text. Zis și făcut, a pornit de acasă, prima oprire, a citit evanghelia, a doua oprire, aceeași evanghelie și a treia și a ajuns la groapă. După ce l-au îngropat pe adormitul respectiv, părintele a zis, oameni buni, zice, am o rugăminte și o întrebare. Știe care dintre frățiile voastre ce text evanghelic am citit eu de la casa celui adormit până la groapă sau nu? Și atunci toți au plecat. Capetele nu era niciunul atent și niciunul n-a știut despre ce este vorba. Și citise același text de 12 ori. Și a rămas părintele uimit. Cum este posibil? Adică să auzi, dar să nu înțelegi. Să auzi, dar să nu rămâi cu nimic. Ei, ce poate răda un asemenea exemplu? Faptul că mintea noastră, dacă este împrăștiată și nu are atenție, nu are trezvie, nu rămâne cu nimic. Și atunci, care e scopul de fapt? Să rămână. De ce? Pentru că dacă nu rămâne cu nimic, omul nu se tămăduiește, nu se vindecă lăuntric. Acolo trebuie să rămână cuvântul lui Hristos. Pentru că acela este cel care are în sine duh și viață. Acela îl înnoiește și îl sfințește pe om lăuntric. Dar dacă mintea omului e în altă parte și preocupările lui lăuntrice au alt conținut, trece cuvântul pe lângă el, dar nu-l folosește, nu-l sfințește, nu-l îmbunătățește din punct de vedere duhovnicesc. Și a doua întâmplare, tot așa, părintele s-a gândit să facă o probă în biserică, să vadă ce se întâmplă cu atenția oamenilor la slujba din biserică. Și după ce s-a terminat, într-o duminică Sfânta Liturghie, a ținut cuvântul de învățătură, înflăcărat așa și cu mult patos, cu multă râvnă. Și la finalul slujbei, când s-a încheiat și cuvântul de învățătură, îl întreabă părintele pe cântărețul de la strană. Zice, auzi, despre ce am vorbit eu astăzi în cuvântul de învățătură? Și cântărețul zice, părinte, iartă-mă, dar zice, nu știu despre ce ai vorbit, pentru că îmi aranjam cărțile de slujbă, rânduielele mi-a puse pentru slujba care urmează în următoarea zi sau program liturgic, mi le-am aranjat toate pe la strană ca să fie toate în regulă și n-am fost atent. Acum se îndreaptă spre paraclisier sau spre făt, cum se spune, sau crâsnic în alte părți. Cel care face cădelnița, prinde lumânările, face cantele, zice, auzi, frăția ta, poți să-mi spui despre ce am vorbit eu în cuvântul de învățătură? Și părinte, iartă-mă, că zice, am curățat cădelnița de cenușă, am pus din nou cărbune să fie rânduite și tămâie pentru slujba următoare, am schimbat lumânările, am mai șters el prin altar niște praf și n-a fost atent. Se duce la cel care scria pomelnice și vindea lumânări în spate. Zice, frăția ta, știi despre ce am vorbit eu astăzi? Zice, părinte, iartă-mă, dar zice, o vine cineva, i-a zis un pomelnic, m-a întrebat nu știu ce și i-am răspuns, mi-a făcut puțină curățenie aici printre lumânări, că erau puțin deranjate și n-am fost atent la ce ați zis. Ei, după ce au plecat oamenii, sună părintele pe un credincios din parohie care nu reușise dintr-o anumită un anumit motiv să vină la slujbă și să zice, auzi, erau cu cunoștință apropiată, dar, repet, dintr-un anumit motiv n-a putut să vină la slujbă. Zice, auzi, când vine soția acasă, întreabă despre ce a vorbit la biserică, pentru că a fost prezentă și s-a pus și în fața acolo, cât mai aproape de mine, să vezi dacă știe despre ce a vorbit. Se duce soția acasă și când ajunge acasă, soția e întrebată de către soție, zice, auzi, draga mea, despre ce a vorbit părintele astăzi la slujbă? La care ea din atunci s-a trezit. Păi culmea, oare despre ce o vorbi? Și nu i-a venit nimic în minte, că nu a fost atentă. Dar ca să-și scoată cămașa și să se justifice, despre Dumnezeu a vorbit.
Păi era logic, nu? Că despre Dumnezeu. Că mai este și aspectul acesta, știți, uneori mai merg oamenii pe la sfințire, pe la hramuri și întreb, a fost frumos, dar foarte frumos a fost, Doamne, mulți popi ce-a fost, vă 30-40. Și când întrebi, o vorbi frumos, preotul sau episcopul care, extraordinar de fain o vorbit, minunat o vorbit, dar ce o zis? Zice, foarte fain o vorbit, dar nu mai mă aduc aminte ce o vorbit, dar o vorbit fain, o vorbit frumos. Știți? Ei, să știți că este o problemă din punctul acesta de vedere, asta arată dacă se întâmplă să funcționeze în viața noastră lucrurile de genul acesta, avem o problemă din punct de vedere duhovnicesc. Adică de mintea noastră, de inima noastră, nu se leagă chiar nimic. Deci noi trebuie să rămânem, pentru că dacă nu se leagă de noi, nu ne înnoim. Că din punct de vedere duhovnicesc, după învățătura părinților bisericii, atâta vreme cât în noi nu este prezent Hristos, ci sunt vii patimile, noi suntem oameni vechi. În noi lucrează legile omului vechi, pătimaș. Și acesta, dacă vrem să-l schimbăm, atunci trebuie să ne fie drag ca de ființa noastră să se lipească cuvântul viu, lucrător, care, așa cum spuneam mai la început, este plin de duh și de viață. Și ca să fie așa, trebuie multă atenție și trezvie și măcar cât de cât cu ceva să rămâi. Adică să fie cuvântul primit, că e citit de la strană, că e citit de către preot, că e rostit de cineva din cadrul liturgic în biserică, acela trebuie să se lipească de noi, pentru că acela ne înnoiește, acela ne hrănește. Dar dacă nu rămâne nimic, înseamnă că noi nu ne hrănim cu el, ci hrana noastră sunt tot gândurile rele, murdare, așa, împrăștiate, fără consistență, fără duh și fără viață, ci sunt doar poate materiale sau lumești, împrăștiate. Și acestea nu sfințesc viața noastră. În schimb, atunci când ele se lipesc de ființa noastră, ele fiind duh și viață, nu că ar avea neapărat ele în sine ceva, ci au tocmai pentru faptul că au fost rostite de Dumnezeu și au această energie divină, noi repetându-le, ne energizează și ne sfințesc și pe noi. De aceea să dea bunul Dumnezeu să reușim lucrul acesta, ca să ne energizăm prin aceste cuvinte sfinte ale lui Dumnezeu și să căutăm să avem această trezvie și atenție ca să rămână în noi. Și dacă cineva ne va provoca și ne va întreba, ai fost 2 ore la slujbă, ce s-a spus acolo, despre ce s-a vorbit, ce rugăciuni s-au făcut, măcar cât de cât, rămânând în noi, să le putem împărtăși și celor care poate n-au venit pentru că n-au putut, n-au venit poate că n-au vrut, sau n-au venit pentru că pur și simplu aceasta este situația, dar poate sunt curioși să vadă de la noi cei care venim, au ce învăța, să dea Dumnezeu să aibă. Amin? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.